Vă salut, dragii mei, și bine v-am regăsit! Martin Riggs, a.k.a. Dorian Popescu, iată că revenim cu câteva noutăți din New Life Roleplay România. După cum știți, acum câteva zile am instalat în comunitatea noastră minunată acele clădiri pentru Departamentul de Transporturi. Pentru clarificare, Departamentul de Transporturi și Servicii Publice se va ocupa nu doar de tractarea mașinilor, ci și de dezăpezirea drumurilor, diverse lucrări prin stat. Evident, când vom modifica sau adăuga noi MLO-uri în statul New Life Roleplay România, o să vedeți că aceste personaje mirifice ori să apară pe acolo și ori să îngrădească zona, ori să pună niște semne. Anyways, haideți să vedem ce am promis o dată trecută, că vom aduce niște mașini speciale pentru ei. Ei bine, le-am adus. Haideți să le vedem. Îl avem aici de față pe our trusty Narcis Cămătaru, zis și testerul de server. Aici este una dintre mașinuțe. De remarcat, nu avem încă mașini pentru acest departament, făcute în Europa sau ceva prin România. Vor fi, o să băgăm niște, o Dacia 2 Logan, o Dacia 1300, să fie și aia pe acolo, sau, mă rog, o să băgăm niște mașini mai românești, așa. Să fie pentru ei acolo. Pe viitor o să încercăm să dezvoltăm noi niște mașinuțe care să semene cu ce avem prin România. Dar până atunci o să mergem cu mașinile clasice. O parte din ele le-am avut în comunitatea sanandreas.org acum 1 milion de ani și ne-am adus aminte, domne, hai să le băgăm aici. Nu sunt extra mega spectaculoase, sunt niște mașini normale cu niște girofare galbene. Dar haideți să vedem ce avem în stoc. Adică cu ce jucărele o să se plimbe copiii ăștia și ce o să facă. Pam, 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 pam. Am ajuns la minunatul departament. Opa, așa. Astea vor fi pentru bosulică, știi? Adică ăștia care au funcții de conducere. Bun. Sunt mașini utilitare, mașini pe care sau care vor deservi diverse funcții în stat, de semnalizare, de dezăpezire, de tractat, de remurcat, de ridicat, de e greu de explicat. După cum vedeți, ele vin echipate full. Aceasta este o mașină utilitară și aceasta la fel, practic nu fac nimic ca wow. Doar au aceste ușițe unde le poți desface și înăuntru vei găsi diverse chestiuni pe care Departamentul de Transporturi le poate folosi. Încă o dată, Departamentul de Transporturi și Servicii Publice nu are ca scop doar să se ocupe de remorcatul mașinilor și cam atâta. Ei vor face foarte multe nebunii pe aici. Așa. Astea sunt mașinile, mă rog, o parte, mașinile pe care ei le vor folosi. O să mergem un pic în spate. Doamne ferește, poate rămâne un tren sau un tramvai în pod molit. Nu e nicio problemă. Nu-l tractăm noi? Da, cum să nu. Avem aceste mașinuțe gigant care pot tracta trenuri sau tramvaie. Avem și câteva flatbed-uri pe aici. Le avem și pe acelea în format european, dar acelea vor rămâne strict către oamenii care vor avea ca job mecanic auto. Și în special și un shell. Nu ai piel, ci un shell. Ca să poată să scoată mașina, să ducă să ia mașina lovită, unde a fost chemat de un client de ceva, și să o aducă la service pentru reparații. Mecanicii nu au voie să intervină când poliția vrea să ridice mașini sau trebuie să transporte mașini. Pentru treaba asta se vor ocupa acești oameni. Evident, și poliția locală, cât și poliția națională, vor avea flatbed-urile lor. Cele pentru Poliția Națională vor avea lumini de culoare roșu-albastru, așa este frumos, cele de la locală, albastru-albastru. Dar avem două, după cum spuneam. Și exact în momentul în care te gândești că, bă, cam asta a fost tot, nu e chiar așa. Ce vedem aici este doar o mică parte. Ce veți vedea acum, ce urmează, la fel, doar o mică parte. Pentru că mai avem niște surprize băgate așa la mânecuță și nu vrem să le dăm chiar pe față. Sper să nu mă lovească vreo mașină. Uiliu! Bun.
Aici avem o mașinuță care poate fi folosită cu dublu sens. Una, după escavare, poate să împrăștie pietrișul sau are o opțiune să curgă acel nisip și putem să spunem că este sare și se împrăștie pe stradă. E frumos, e ce trebuie. Adică, da. Și putem să facem și treaba asta. Nu pică nimica, evident, dar oricum. E super tare. Bun. Trebuie să le punem live-uri la toate, să le facem frumoase, pentru că astea care sunt pe ele sunt sunt oribile. Așa. Avem aici o mașinuță. Am. Combinații. Așa. Asta este o mașină 4x4 care poate căra diverse chestiuni pentru că are cuiul de tractare și o să vedeți că pe acolo în spate avem tot felul de chestiuni de atașat la mașini pentru a căra fie pescavatoare, tractoare, tancuri și alte chestiuni și trebuie să le cărăm cu astfel de mașini. După cum vedeți, roțile mașinii sunt un pic mai deosebite pentru a suporta acest efort. Pe o mașinuță simplă de dezăpezit, o să mai avem și alte modele cu această cuvă de dezăpezit. Asta este doar unul dintre ele. După cum spuneam, un alt device de agățat. Da? Este practic partea aceea de la mașina mare. Escavatoare macro, mini și gigantice. Plecăm de la ăsta mic. Avem și pe ăsta. Dăm peste ăsta mare. Mai avem unul pe aici. Chiar frumos. Aici punem niște cimențel, aranjăm. Aici borduri, pietrișuri, alea. Adică ne ocupăm de tot aici, nu iertăm nimic. Facem orașul minunat. Mă rog, statul minunat. Când o să vedeți aceste mașini pe stradă, o să vedeți și mașini de poliție, o să vedeți și mașini de la Departamentul de Transporturi cu luminițe galbene, cu băi, atenție, aici se lucrează, chestii triste. Avem și propuri pe care putem să le punem semne, atenție, în față se lucrează, mașină mare de dezăpezit, pentru că aia mică era prea mică, nu înțelegeți voi. Așa, mai avem un mini flatbed aici, pentru diverse operațiuni ale copiilor. După cum spuneam, diverse chestiuni și sunt mai multe, dar sincer să fiu, mi-a fost lene să le împrăștii pe aici. Avem tot felul de suporți din acestea care se agață la tiruri cu tot felul de chestiuni în spate. Paleți de lemn, trunchi de lemn, bucăți de ciment, țevi, o groază de prostii care se pot pune și se poate face un roleplay foarte, foarte frumos. Iată, mai avem un tanculeț în acesta de remolcat, dacă moare tractorul, îl luăm cu jucăria asta. Cu astea le cărăm, le agățăm fix pe așa ceva, pentru că doar mașina asta poate să tragă greutățile pe care aceste mașinării le au, da? Și putem să le urcăm aici și să le cărăm unde avem nevoie. Nu avem încă EUP-ul pentru Departamentul de Transporturi, ce am pus acum pe mine așa o chestiune să fie, dar o să vină, pentru că trebuie să rezolvăm tot departamentul, să aibă absolut tot ce le trebuie. De reținut că băieții ăștia, de regulă, 99% sunt admini, pentru că jobul în sine presupune niște chestiuni mai speciale. Da? Așa că adminii la noi sunt semignuieri. Da? Și cred că tot ei o să ocupe și de partea cu colectarea deșeurilor. Am o mașină pe țeavă, nu o arătăm aici, după cum am spus, mai avem mașinuțe pentru ei utilitare și speciale, dar nu vrem să dăm toți așa din mână, mai păstra. Da? Sper ca săptămâna viitoare, deși nu cred, pentru că la ușă îmi bate un masterat și e destul de greu, pentru că timpul mă presează, munca mă presează, nu prea am timp să rezolv, dar după cum vedeți, eu mențin promisiunile și merg mai departe. Anyways, o să facem și eu EUP frumos, să reflecte efectiv culorile pe care ei le au,
o să le desenăm frumos, o să le punem pe noi și vom avea un departament de transporturi și servicii publice, pentru că nu știam cum să le spunem și le-am spus așa, și nu vrem să facem mai multe joburi, o să fie unul singur care să le includă mai pe toate, o să fie aici la noi pe server și o să-și facă treaba de minune. Ce pot spune? Martin Riggs am fost, a.k.a. Dorian Popescu, New Life Roleplay România, îți mulțumesc pentru vizită, rămâne sănătoși și să ne vedem cu bine în clipul următor. Toate cele bune!